La împlinirea a 174 de ani de la nașterea sa, poetul Mihai Eminescu a fost comemorat și la malul Mării. Omagierea personalității poetului național a avut loc în fața statuii amplasate pe faleza cazinoului din Constanța, unde s-au depus coroane de flori. Momentul artistic a fost deschis de corul de copii din cadrul asociației Atom Constanța. În continuare, membrii cercului teatral din cadrul seminarului teologic Sfântul Cuvios Dionisie Uxigul din Constanța, studenții Facultății de Teologie și voluntarii ai ASCOR Constanța au susținut un recital de poezii, iar corala Armonia a interpretat partituri muzicale inspirate de versurile emineștiene. Și întreb, și strig, și gem, suspinul mi-l înăduș, dar geana s-a pleacă. Printre oamenii prezenți la eveniment s-a aflat și înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Evenimentul cultural-artistic intitulat Omagiul lui Eminescu a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța, în parteneriat cu Seminarul Teologic Sfântul Cuvios Dionisie Uxigul și organizațiile ASCOR și Atom Constanța. De ce nu vii, de ce?